A fost deschis dosar penal în cazul morții suspecte a cunoscutului influencer Andrei Versace, iar anchetatorii refac acum ultimele ore din viața lui pentru a afla ce anume i-a adus sfârșitul. Astăzi este așteptat să fie gata raportul necropsiei, dar și mai multe analize toxicologice care vor arăta dacă bărbatul a consumat sau nu droguri. Sunt luate în calcul de asemenea mai multe variante care să-i fie adus sfârșitul, supradoză, moarte accidentală sau sinucidere. Așa arată ultimul videoclip postat de Andrei Versace pe rețelele de socializare cu doar câteva zile înainte să moară. Pare că a prevăzut ce urma să se întâmple. Ieri a fost găsit de polițiști decedat chiar în apartamentul care se vede în această filmare. Conform unor surse din anchetă, murise de câteva zile. Nimeni nu l-a căutat. Vecinii sunt cei care au anunțat paznicul complexului de lux în care locuiau că nu mai suportă mirosul înțepător care venea din apartamentul influencerului. Paznicul a sunat mai apoi la 112. Când au ajuns polițiștii acolo, apartamentul era încuiat din interior, așa că a fost nevoie de pompieri pentru a sparge ușa. Trupul neînsuflețit al lui Andrei Pârvan a fost găsit în bucătărie. Conform primelor informații, nu au fost găsite urme de violență pe corpul lui. Se așteaptă rezultatele necropsiei pentru a se stabili cauza decesului. Prietenii lui spun că trecea printr-o perioadă proastă. Desupărat, v-am mai trimis și o înregistrare dinainte cu câteva zile în care arăta că e foarte trist, că a pierdut niște bani, probabil că avea niște datorii. Ce poți să bea în fiecare zi, bea câte două sticle de vodka. Și nu mai vorbea nimeni cu el, nici părinții, nici fratisul, nici nimeni nu prea mai vorbea. Lipsa banilor, că nu mai avea. Ceea ce vedeți dumneavoastră pe internet și pe Facebook, pe Instagram, erau decât ca și un pamflet, el nu mai avea bani. Andrei Versace a devenit cunoscut online sub titulatura de Regele Fițelor, un crai de dorobanți cu părinți potenți financiar care șeta la banii, mașinile și bijuteriile de lux online. Având în vedere că e a patra zi de weekend, joi, 8 septembrie, vă pupă toți prăduitorii mei. Pe lângă stilul de viață exclusivist, Andrei Pârvan s-a făcut remarcat și pentru că numele lui a apărut în mai multe controverse. La finalul lunii martie a fost reținut pentru că a mers în stare de ebrietate la Bustul Gol într-un mall din capitală. Procurorii încearcă acum să refacă filmul ultimelor zile ale influencerului. Până când vor fi gata rezultatele necropsiei, anchetatorii au în calcul toate variantele în ceea ce privește moartea lui.